Putem să păstrăm acest target și pe mai departe până la alegeri, dar nici nu cred că este cazul să cădem în derizoriul politicului, mai cu seamă că suntem mulți care știm cu ce se mănâncă acest fenomen și au trecut peste noi campanii electorale și tururi de scrutin nenumărate. Începem cu senatorii. Este aproape imposibil pentru o formațiune politică la Gorj să ia pe amândoi. A lua doi senatori înseamnă a lua un scor zdrobitor și în plus ceea ce vine pe redistribuire să vină tot la Gorj. Ceea ce vă repet, este imposibil. Dacă m-ați fi întrebat de targetul 3 deputați și un senator, atunci aș fi putut să zâmbesc în colțul gurii și să spun da, este un target realizabil, e o țintă pe care putem să ne o propunem și care ne poate mobiliza. 3 deputați, 2 senatori este o ficțiune din punctul meu de vedere. Sper să nu-i supăr pe colegii care au făcut aceste declarații. S-ar putea să o faceți? Asta este problema fiecăruia. Cred că este bine totuși să rămânem cu picioarele pe pământ și să ne dăm seama că oricât am muncit și oricât de multe eforturi am depune în campania electorală și oricât de convingători am fi, 2 senatori este imposibil să iei. În altă ordine de idei, vorbim despre deputați, știți foarte bine și dumneavoastră și e bine să se informeze și cei care nu cunosc acest lucru, mă refer la telespectatorii care sunt interesați totuși de spectrul politic. Iertați-mă, Gorjul nu mai are 6 deputați, începând cu această legislatură. Numărul de deputați pentru Gorj s-a redus cu 1, deci vom avea 5 deputați. Se vor alege pe liste, pe liste de partid. Și gândindu-mă la acest lucru, sigur că și 3 deputați pare o țintă îndrăzneață și pentru adversarii noștri politici, dar și pentru cei care privesc fenomenul politic din afara lui, să spunem. Însă este un obiectiv mobilizator și pentru noi cei de la nivelul conducerii județene a organizației și pentru cei din teritoriu și de data asta pot să o spun cu toată responsabilitatea, pe undeva este realizabil. Există argumente pe care dacă le luăm în calcul și le aplicăm corect, putem să obținem chiar 3 deputați la alegerile din toamnă. Dar 2 senatori, vă repet, este aproape imposibil. Sunt declarații hazardate ale colegilor noastre care s-au aruncat cu... Probabil sunt declarații mobilizatoare, dar și mobilizarea asta poate să aibă de suferit dacă ne aruncăm mult prea sus fără să ne dăm seama că realitatea este cu totul și cu totul altă. Deci după calculele dumneavoastră, știu, îmi veți spune că alegerile parlamentare diferă foarte mult de alegerile locale, ceea ce este sigur și adevărat. Însă, scorul obținut la alegerile locale cumva dau tonul pentru parlamentare. Da, poate fi un barometru pentru cât de cât corect. După calculele dumneavoastră, după rezultatul obținut la alegerile locale, cam ăsta ar fi targetul partidului, corect? Un sigur senator și maxim 3 deputați. Sigur, maxim 3 deputați. Se poate schimba ceva în traiectoria partidului până la alegerile parlamentare? Adică poate crește așa, pentru că și 3 deputați e mult. Deci poate crește Partidul Social Democrat, se poate mobiliza atât de bine, pentru că observăm că și celelalte partide, domnule Florescu, și pentru ei alegerile locale au fost un semnal de alarmă și acum merg așa în trombă către alegerile parlamentare, ceea ce înseamnă că de cei care vor avea de pierdut veți fi dumneavoastră, care ați obținut cel mai mare scor la alegerile locale, da? Deci... Adevărat. Sunt mulți factori care pot influența sigur trendul electoral al unei formațiuni politice, mai ales la nivel județean. Dar de data aceasta, așa cum spunea și dumneavoastră, vorbim de un tur de scrutin diferit din mai multe puncte de vedere. Pe de o parte, forma în care se organizează, pe de altă parte, modificările aduse pe legea electorală, faptul că nu se mai votează uninominal, se votează pe listă. Este oarecum ceva nou, dar vechi, pentru că acest sistem a mai fost aplicat în România după decembrie 89, până când s-a hotărât să se meargă pe vot uninominal atât la Senat cât și la Camera Deputaților. Dar gândindu-mă la faptul că alegerile locale au scos un rezultat foarte bun pentru Partidul Social Democrat și aici mă refer evident la numărul de primari, de consilieri locali, consilieri județeni și aici vorbesc strict de județul Gorj, nu mă refer la alte județe, asta ne dă încredere că cei care au câștigat alegerile locale, colegii mei de partid, toți sub această umbrelă a Partidului Social Democrat, dacă ne vom face datoria așa cum trebuie, putem să scoatem un scor foarte bun și la alegerile generale.
așa cum spuneam, sunt nenumărați factori care pot influența și în sens pozitiv și în sens negativ trendul partidului. Însă perioada este destul de scurtă, să nu uităm că în acest moment Partidul Social Democrat este o formațiune politică ce se situează destul de bine în simpatia electoratului și ca urmare a guvernării bune conduse de Victor Ponta împreună cu partenerii noștri din Alianță. Suntem un partid... Care Alianță? Mă refer la cei care au participat la guvernare, la UNPR și la ALDE. Făceam trimitere, evident, la Alianța din guvernare. Mă gândeam că vă referiți la USL, la vechiul USL. Sigur, sigur, putem să vorbim și despre ceea ce a însemnat guvernarea cu sigla Uniunii Social-Liberale, pentru că, până la urmă, guvernarea așa a început. Și performanțele trebuie să o recunoaștem, trebuie să o spunem, nu e o chestiune de care să fugim. Performanțele au apărut ca urmare a muncii tuturor miniștrilor. Ori miniștrii au fost de mai multe culori, reprezentând evident USL-ul. Dar în aceeași măsură, bine, USL însemnând PSD, PNL, vechiul PNL, da. Un PNL care, din păcate, pentru ișichierul politic nu mai există. Acest PNL a fost încălecat serios de foștii pedeliști. Și în acest moment eu unul nu pot să vorbesc. Aceasta este și opinia dumneavoastră vis-a-vis de marele PNL. Sigur, eu nu pot să vorbesc despre adevăratul Partid Național Liberal, despre partidul istoric. Partidul Național Liberal în acest moment este un mix, o adunătură de politicieni care în mare parte oportuniști au reușit să ajungă în vârfurile structurilor de conducere și s-au spălat de păcatele pe care le-au avut ca urmare a eșecurilor guvernamentale în perioadele trecute. Îmi pare rău pentru foștii colegi liberali, adevărații liberali, îmi pare rău pentru ei, pentru că am spus-o și la nivel județean și la nivel de centru, parcă au lăsat săbile prea jos și cei care odinioară erau huliți de popor ca fiind prădătorii țării, s-au instalat, bine mersi, în posturi cheie ale structurilor de partid PNL și conduc, bine mersi, în multe zone, inclusiv la nivel central. Sunt oameni, sunt fețe pe care le-am mai văzut, persoane controversate, oameni politici cu mari probleme și în justiție și de altă natură, moralitate și bine, așa mai departe. Electoratul conștientizează aceste aspecte pe care le-ați amintit dumneavoastră? E o întrebare la care răspunsul este foarte greu de formulat. Mie mi-ar plăcea să cred că da. Mi-ar plăcea să cred că electoratul actual are suficientă cultură, are suficientă educație politică, în așa fel încât să poată să decanteze, să trimită răul la fund și să scoată la suprafață ceea ce este mai bun. Nu pot însă să fiu foarte, foarte... Nu știu, nu pot să am un răspuns foarte argumentat în acest sens. Mi-e teamă că nivelul de cultură politică al electoratului din România nu este suficient și nu asigură acea capacitate a fiecărui individ în parte de a selecta și de a conștientiza realmente ceea ce este mai bun pentru țară, vorbind evident de alegerile generale. Pentru că alegerile locale care au avut loc în luna iunie, sigur, PNL-ul nu a obținut un rezultat strălucit, deși ei acum să se încurajeze vin în față și spun că și noi suntem mulțumiți. Și asta este un preț plătit, ceea ce poate să se constituie la un moment dat într-un argument, tocmai în ideea de a susține cultura politică a electoratului, care e în creștere, evidentă, da. Dar pe care nu pot spune încă bază. Cumva, doar ca o concluzie, cred că electoratul lor de bază au mers cu PNL-ul, cu marele PNL, pentru că doctrină din partea Partidului Național Liberal nu a prea, mesaj la alegerile locale nu a prea existat. Au fost atât de nehotărâți și atât de buimaci la alegerile locale încât oamenii nu știu dacă au înțeles ceva din mesajul pe care l-au transmis ei în perioada de campanie. Da, corect. Din acest motiv, cumva, cred că doar electoratul lor de bază a mers la alegeri locale și a votat Partid Național Liberal. Vă va surprinde probabil ceea ce vă spun. Nici măcar din acel nucleu dur al vechiului Partid Național Liberal nu se poate spune că au venit 100% spre Partidul Național Liberal.
A existat realizarea acelui proiect politic numit ALDE, care a încercat să atragă spre structurile sale adevărații liberali, declarându-se în frunte cu Călin Popescu-Tăriceanu, adevăratul Partid Național Liberal din politica românească, și trebuie să o recunoaștem, au reușit să rupă binișor pentru o formațiune politică realmente proaspătă în spectru politic, a reușit să rupă binișor dinspre Partidul Național Liberal, acela care se dorește să fie identificat ca Partidul Național Liberal istoric. Ori lucrurile pentru alegerile generale probabil își vor păstra pe undeva aceeași nuanță, cu mici diferențe, și diferențele cu siguranță vor fi date inclusiv de nominalizările. Deci de la PNL își vor schimba mesajul și lucrurile vor sta altfel. Sunt oameni inteligenți acolo, n-am nimic de zis, inclusiv foștii pedeliști. Sigur. Sunt extrem de inteligenți și extrem de abili ale politicii. Au reușit să se spele de culoarea portocalie și au făcut-o incredibil. Eu, dacă aș fi fost întrebat înainte... Nu, e culmea înainte... că ei acum critică măsurile luate de... Da, PDL, da, de Emil Boc. Da, e fantastic atitudinea unora care era mine. Foarte bine când era PDL-ul la guvernare, erau foarte fericiți, funcții cheie deținute de reprezentanții Partidului Democrat Liberal și acum, faine, nenorocita de Udrea pentru și mine, pentru mine care am Emil studiat Boc, științele politice, vă dați seama că este un studiu de caz, este o chestiune care, pe care eu unul n-am întâlnit-o în fenomenele politice. E atitudine de politician. Europene. Acum, cam dumneavoastră ați fost și de o parte și de alta, da? Și în presă și în politică. Sunt interesante sunt metodele pe care le aplică. Asta vă spun, că e puțin în afara... Cameleoni. Cam așa sunt toți politicienii. E în afara șabloanelor politicii, în structura ei generală, să spunem. Revenind la Partidul Social Democrat, domnule Florescu, spuneați că e important modul în care vă veți mobiliza și așa mai departe. E mobilizant mesajul privind targetul partidului, dar important și cel mai important... Cei mai importanți sunt cei care vor compune listele, da? Candidații la alegerile parlamentare. Da, este foarte adevărat, dar o importanță covârșitoare o vor avea colegii noștri primari. Evident. Oamenii care iar aici au făcut aveți echipă, o problemă, domnule Florescu. N-aș spune că avem o problemă. O să vă argumentez imediat de ce. Abia aștept. Aș spune că din acest punct de vedere Partidul Social Democrat la Gorj este avantajat pentru că avem 45 de primari în acest moment. Oameni de calitate, oameni care știu să facă echipă și care știu să ducă lupta până la bun sfârșit. Până la urmă, câștigi o bătălie, poate este insuficient să câștigi și războiul. Dar acești oameni au dovedit de fiecare dată că știu să ducă războiul la bun sfârșit și asta cu rezultate bune. Ăsta ar fi argumentul nostru foarte asta în situația electorală. În care liderii vor reuși să-i convingă pe acești primari, nu doar primarii, și aleși locali, da? Consilierii sunt oamenii care trebuie să tragă alături de partidul dumneavoastră, nu, de toate partidele, adică și consilierii locali în aceeași măsură sunt obligați să ajute alegerile parlamentare, dar va trebui întâi și întâi să-i convingeți de candidați, pentru că știu, colegii ai dumneavoastră nu sunt de acord cu numele înaintate până în momentul de față, că vor compune lista la alegerile parlamentare. Vă dau un singur exemplu. Domnul Ciocea a spus foarte clar că dacă colegul dumneavoastră, Mihai Weber sau domnul Mihnea Costoiu, cei doi se vor regăsi din nou pe listele la alegerile parlamentare, chiar și din postura de independent va candida domnul Ciocea. Da? Este o declarație de război. Nu știu contextul în care este a fost un primar important. Această declarație. Sigur, este un... Și chiar un formator, un lider de opinie în PSD. Un primar cu merite recunoscute de organizația județeană. Dar nu cunosc contextul în care a fost făcută această declarație. Mi se pare chiar o declarație de război, adevărat. Mi-e teamă să nu fi sunat un pic altfel și să fi fost preluată așa abrupt. Dar nu cred că este foarte oportună o astfel de atitudine atâta vreme cât și nu este singura lista atitudine va fi de acest completată gen. Ca urmare a unor discuții în Comitetul Executiv al Organizației Județene. Nu poți să spui nu-l vreau pe ăla, dacă nu-l vreau pe ăla am plecat din partid sau candidez eu. Sau... Nu, pentru că fiecare dintre noi are anumite limite. Eu, Florescu, ce aș fi făcut dacă aș fi spus, dacă nu mă puneți în poziția aia, plec sau candidez independent? Aș fi candidat, aș fi pierdut și s-ar fi terminat. La nivel declarativ,
cred că ar trebui să fim un pic, Doamne ferește, nu sunt eu în postura de a-i da sfaturi domnului Ciocea. Până la urmă, atitudinile domniei sale domnul sunt Ciocea cele pe care le gândește și le aplică cum, și la consideră. Nominalizarea președintelui Consiliului Județean, susținut de PSD. Da, este unul din oamenii care s-a zbătut. Da. Și subliniez acest termen. Unul din oamenii care s-a zbătut pentru a câștiga o anumită tabără sau, mă rog, o anumită propunere în privința acestei funcții. Vă văd zâmbind și probabil vă gândiți o purtare anchiună. Nu sunt un tip ranchiunos. Și nu... De ce nu v-a susținut domnul Ciocea pe dumneavoastră? Erați o a doua variantă la șefia Consiliului Județean. Doamna Miseilescu, când nu e chimie între oameni, nu trebuie să mai cauți argumente, da. Nu trebuie să mai cauți nici simplu. Explicații. Așa a simțit domnia sa, nu e niciun fel de problemă. Eu îmi văd de treaba mea, sunt în aceeași poziție și vom colabora cu siguranță pe mai departe, pentru că suntem oameni din administrație și trebuie să colaborăm. Că ne place sau ne plac ochii celuilalt sau nu, asta e cu tot o altă discuție. Deși eu am avut o relație în permanență o relație cordială, aș spune, cu domnul Ciocea. Dar lucrurile se pot modifica în timp. Asta, sigur, dacă ai capacitatea să treci peste o sincopă, da. Poți să dovedești că ești într-adevăr un politic. Dacă ești ranchiunos și ții la suflet, este clar. Ești un om fricos care vei pierde de fiecare dată. Personal, eu nu sunt un tip ranchiunos. Nu. Personal, credeți că domnul Ciocea va avea aceeași forță și la compunerea listei la parlamentare? Nu știu. Nu știu ce. În primul rând, nu știu ce dorește domnul Ciocea și mi-e greu să vorbesc Sigur, despre... Sigur, dacă nu-l vrea pe Weber... Dacă nu-i vrea pe Weber și Costoiu, va dori pe altcineva. Haideți să ne gândim puțin. Până la urmă, Costoiu și Weber sunt ultimii mohicani, să spunem, din actualul mandat în PSD. Sunt oamenii care au rămas alături de partid și nu numai atât. Sunt oameni care au sprijinit primari. Poate n-a avut nevoie domnul Ciocea de sprijinul nici al domnului Weber, nici al domnului Costoiu. Dar putem să întrebăm alți mulți primari care s-au bucurat de sprijinul celor doi parlamentari. Asta nu înseamnă că ceea ce spune domnul Ciocea este literă de lege. Așa cum nici ceea ce spune Florescu sau alt membru de partid Evident, nu este literă de lege. La nivel de discuție, ceea ce este la... însă mult mai înțelept, consider eu, este să discutăm sau să dezvoltăm astfel de polemici întâi de toate în structura partidului și ulterior să ieșim public și să facem declarații care cu siguranță nu vor fi războinice. După ce am discutat în comitetul executiv sau în birou permanent, știm cu toții să ieșim cu un mesaj comun, cu un mesaj care să dovedească unitatea partidului. E foarte adevărat, în preajma unor astfel de evenimente electorale, apele se agită serios, inclusiv în PSD. Pentru că suntem un partid mare, suntem un partid puternic, sunt multe forțe politice individuale angrenate în acest fenomen și fiecare, sigur, nu știu, ghidat fie de orgoliu, fie de interese și n-aș vrea să sune în sens peiorativ acest termen, poate să se poziționeze, fiecare individ poate să se poziționeze sub o formă sau alta, într-o parte sau alta. Dar toate aceste chestiuni trebuie discutate în partid și abia după aceea. De-aia mă surprinde declarația despre evident, care vorbiți dumneavoastră. Domnul Ciocea nu va pleca de la PSD. Evident nu va candida. Nu cred că va pleca. Nu cred că va pleca. Din postura Sunt de independent. Sunt convins că nu va pleca. Ce este aproape sigur, domnul Weber, se va regăsi pe lista PSD-ului la alegerile parlamentare? Nu știu pe ce poziție. Nu, Miseilescu, nimic nu este sigur în ziua de azi. Dar vă întreb pe dumneavoastră, vă interesează alegerile parlamentare? Vă interesează sigur să candidați? Sigur că da. Să candidez? Da. Nu, altfel sunt convinsă că vă interesează ca și membru de partid să ajutați colegii. Pentru mine, pentru cariera mea politică sau administrativă, că aici vorbim de cariera administrativă, poziția pe care mă aflu în acest moment în Consiliul Județean, miza s-a cam epuizat. Pentru următorii 4 ani. Sunt acum vicepreședinte al Consiliului Județean, fac echipă cu actualul președinte, cu Cosmin Popescu. Faceți Iată, o echipă bună. O frază pe care puțin probabil s-ar fi așteptat să o audă din gura mea. De ce să nu facem? Sigur că da, suntem de aceeași generație, probabil avem și aceleași mentalități, încă n-am reușit să ne descoperim acea chimie de care este nevoie într-o echipă de conducere. Alături de noi a venit și celălalt vicepreședinte din partea ALDE, domnul Muja. Am toată convingerea că putem să facem treabă pentru județ, am toată convingerea că sunt multe proiecte care pot fi puse în aplicare, tocmai grație acestor similitudini de gândire.
generația noastră este una care gândește altfel decât generațiile care au trecut și cu siguranță gândește altfel decât generațiile care vor veni. Dar făcând această echipă în acest moment, cred că este un context, o conjunctură favorabilă pentru a face treabă la nivelul Consiliului Județean. În ceea ce privește întrebarea dumneavoastră, eu sunt interesat de o carieră de parlamentar, asta am spus-o din momentul în care am intrat în politică, ținta mea asta a fost Parlamentul României, însă cum în politică se întâmplă foarte multe, și prevăzute și neprevăzute, mai ales neprevăzute, trebuie să recunosc că în momentul în care mi s-a oferit această linie, acest canal pe care să activez, canalul administrativ, l-am acceptat, sper să-mi fi făcut bine treaba și să fac pe mai departe lucruri bune în această funcție și ce va fi mai departe vom vedea. Dar pentru alegerile din 2016, Florescu nu este interesat. N-aș putea să fiu radical. Cât timp vă acordați? Că vreți să vă spun ceva. Da, poate să apară, nu știu, poate să apară o idee de undeva, să încolțească, să înflorească și să te trezești că, nu știu, sunt în pole position pentru astfel de funcție. Și atunci m-aș gândi și vă spun de ce m-aș gândi, pentru că nu mi-a plăcut să las lucrurile neterminate în urma mea. Mi-a plăcut să-mi duc la bun sfârșit un proiect, indiferent că el a fost pe termen scurt sau pe termen mediu, și cam asta am făcut de-a lungul carierei mele. Cred că același lucru l-aș promova și pe viitorul apropiat. Și de asta vă spun, nu sunt foarte radical în răspunsul meu, dar pot să vă spun că în acest moment nu există o idee de candidatură din partea mea pentru alegerile parlamentare. Deci, nu, considerați că este prea devreme pentru dumneavoastră? Nu, consider în primul rând că este nedrept. Sau știți că pentru... ar fi în zadar să vă înrolați într-o luptă nici pe care asta. Nu știu dacă o veți câștiga, dar fiind fapte date fiind interesele care există în momentul de față din partea altor colegi. De bătălii nu mi-e teamă. E adevărat că mă gândesc de mai multe ori dacă am șanse să câștig. Sigur, sau nu. Nu sunt un kamikaze. Într-o luptă, nu. Da. Nu sunt un kamikaze și ca să ai aceste caracteristici, cred că trebuie să-ți alegi alt domeniu de activitate, în niciun caz politica. Dar n-ar fi drept, pe de o parte, față de oamenii care au votat lista consilierilor județeni. Lăsați că au mai fost ei trădați. Adevărat, eu nu sunt un trădător și cei care mă cunosc îndeaproape știu foarte bine lucrul ăsta. Poate mai sunt 2-3 pe aici pe acolo care au senzația că i-am făcut pe la spate, iertați-mi expresia total neacademică. Poate sunt unii care n-au somn noaptea și consideră că le-am băgat cuțitul în spate. Aveți colegi de acest gen? Da, da, puțini. Îi număr pe degetele de la o mână. Nu ne dacă dați niciun nu, exemplu. Poate 1, 2, nu știu. Nu vă dau exemplu. Persoane importante. Persoane importante care trăiesc cu senzația că în permanență eu am stat cu pistolul în spatele sau în ceafa lor. Important nu e că este n-ați tras. Cazul. Și nici măcar n-am scos pistolul din teacă. Nu sunt genul de om care să-mi împușc aproapele. Dar mai e o vorbă mai puțin politică, mai mult creștinească. Dumnezeu e sus și vede. Da. Și probabil că o să-și dea seama respectivii că au greșit în momentul în care mi-au pus mie în cărcă anumite chestiuni. Da, asta e o altă poveste, mai mult sentimentală decât da. Profesională. N-ar fi drept, pe de altă parte, continuând răspunsul la întrebarea dumneavoastră, n-ar fi fair față de colegii mei de partid. Eu totuși în momentul ăsta sunt poziționat bine și în partid ca vicepreședinte și în Consiliul Județean. Nu cred că este cazul să ridic nasul, să mai cer încă o funcție. Haideți să ne ducem funcțiile pe care le câștigăm, da. Să ni le ducem la bun sfârșit. E important. Pentru că dacă nu ai continuitate și încerci așa la mica ciupeală să te agăzi de fel și fel de funcții, vei termina așa cum începi, adică sinuos. Ori eu nu-mi doresc, sunt încă un politician tânăr și nu-mi doresc un final de carieră. Dimpotrivă, mă văd activând în politică mulți ani de aici înainte. Și n-ar fi, și cu asta vreau să închei răspunsul la întrebarea dumneavoastră, n-ar fi probabil nici oportună o plecare a mea din Consiliul Județean în acest moment, numai de dragul de a ajunge în Parlamentul României. Ok, mi-aș atinge eu un obiectiv personal, dar ar fi probabil o ușoară degringoladă în Consiliul Județean,
pentru că iar ar apărea discuții, iar aș crea fel și fel de mișcări, să spunem, de dorințe, de atacuri între colegi care și-ar dori să acceadă pe funcția de vicepreședinte al Consiliului. Deci, nu. Mă gândesc foarte serios. Bun. 2016, să zic, pas pentru astfel de alegeri. Vă propun o scurtă pauză de publicitate, domnule Florescu, după care revenim în studio și ne spuneți pe cine vedeți, în schimb, sigur, la toamnă, pe listă PSD-ului la alegerile parlamentare. Cu mare drag. Publicitate. Am revenit în studio, doamnelor și domnilor. Vă reamintesc că alături de mine este domnul Ciprian Florescu, vicepreședinte al Partidului Social Democrat Gorj, de asemenea vicepreședinte la Consiliul Județean Gorj. Ne spunea domnia sa înainte de pauza de publicitate că nu este interesat de alegerile parlamentare, adică nu este interesat direct să candideze la alegerile parlamentare, spune pas în 2016, însă în viitor spre Parlament va dori să acceadă. Este un țel mare, o dorință care probabil... Și declarat, de altfel, declarat de la bun început. Din momentul în care am intrat în politică, am declarat că asta este ținta mea. Dar n-am ascuns-o niciodată. Acum, sigur, poți să ajungi sau poți să nu dar ajungi. Dar cum la PSD răbdarea este premiată, probabil că dacă niciodată veți fi suficient de răbdător, domnule Florescu, veți ajunge și în Parlamentul României. Așa au declarat colegii dumneavoastră, că răbdarea este o virtute în PSD, iar cei care sunt răbdători sunt virtuoși. Vedeți, da? La fiecare pas învățăm câte ceva. Dacă nu veneam la emisiunea mea, să nu aflam ce părere au colegii despre răbdarea în PSD. Da, poate fi o chestiune de care te poți lega atunci când vrei să urmezi o carieră politică pe termen lung. Probabil că asta e intenționa și dumneavoastră, să urmați o carieră politică, sigur, pe termen lung și, sigur, chiar alegerile parlamentare veți putea să accedeți și în Parlamentul României cu ușurință și în perioada următoare. Sunteți tânăr și în politică, deci aveți tot timpul la dispoziție să faceți lucrurile. Totul e să fiu sănătos și să-mi dea Dumnezeu viață. Doamne ajută! Ne promiteați că ne veți spune pe cine vedeți noastră pe listă în toamnă la alegerile parlamentare de la PSD. Pe cine? Așadar. Da, un nume pot să vi-l dau cu certitudine. Deși, Victor Ponta. Deși, o să vă și argumentez ce vă spun. Deși inclusiv prima poziție la Camera Deputaților poate fi luată în calcul ca fiind o, sau existând asupra ei o ușoară incertitudine. Dar luând în calcul tot ceea ce se întâmplă în acest moment și atitudini și dorințe și rezultate din trecut și așa mai departe, certitudinea pentru mine este Victor Ponta. Ion Călinoiu nu este? Locul întâi o certitudine pentru dumneavoastră la Senat? Poate fi și Ion Călinoiu o certitudine, dar vă repet, există acele doze de incertitudine pe care trebuie să le luăm în calcul. Domnul Ion Călinoiu își dorește foarte mult să candideze pentru funcția de senator. Da, știm. Vă spun ceva acum ce n-am spus-o nimănui. A fost o discuție pe care am avut-o cu domnul Călinoiu, o discuție personală, înainte de alegerile locale, sau nu, după alegerile locale, dar înainte de constituirea noului Consiliu Județean, și am spus: domnul președinte, ideal pentru dumneavoastră, dacă vreți să atacați în toamnă funcția de senator, ideal pentru dumneavoastră ar fi să rămâneți președintele Consiliului Județean până în toamnă. Argumentele nu trebuia să îi le dau, pentru că este suficient de experimentat în politică și cu siguranță și-a dat seama un debat. A ales totuși să facă pasul în spate. Există și avantaje, există și dezavantaje pentru această mișcare pe care a făcut-o. Dar sunt totuși câteva luni între luna iunie, când s-a constituit Consiliul Județean, și luna noiembrie-decembrie, când vor fi alegerile generale. Este clar, în acest moment, în pole position. Este omul pe care și organizația astăzi îl dorește în fruntea listei la Senat. Dar despre certitudini este foarte greu să vorbim. V-am spus, inclusiv în situația domnului Victor Ponta. Mâine, poi mâine, deși declarațiile de ultim moment sunt clare și bine conturate, Victor Ponta va veni și va candida la Târgu Jiu, la Gorj, pe lista de deputați. Deci declarativ Victor Ponta clar vine, organizația îl susține, tot declarativ Ion Călinoiu își dorește această funcție, organizația în acest moment îl susține.
Mai sunt alți factori care pot influența sub o formă sau alta listele, dar despre aceste două nume, da, putem să vorbim. Care sunt alți factori? Păi nu știu, inclusiv cei de natură juridică pot împiedica la un moment dat candidatura celor pe care îi dorim noi în acest moment pe liste. Sunt acest chestiuni... factor îl poate, poate influența candidatura domnului Călinoiu? Din nefericire, și o spun cu toată sinceritatea, din nefericire poate să influențeze o astfel de candidatură. Chiar nu mi-aș dori să se întâmple. Chiar mi-aș dori ca domnul Ion Călinoiu să-și rezolve problemele și să aibă posibilitatea să candideze. Asta este situația. Nu putem să ne dăm la o parte. Cine încearcă să ocolească acest subiect, ori recunosc, este genul de om de catifea, să ocolească acest subiect. Nu, trebuie să... El există, este pe tapet. Nu știu de ce... Deci singurul lucru care ar putea sta cred în fața candidaturii domnului Ion Călinoiu, o eventuală interdicție, da. Pe care, repet, nu mi-o doresc. Îmi doresc din suflet ca domnia sa să scape curat de toată această poveste. Pe dumneavoastră nu vă interesează să candidați, sigur. Nu numai de asta. Doar o eventuală ranchiună ar justifica asta, nu. Dorința de a nu candida domnul haideți Călinoiu. Să fim cât se poate de pragmatici. Ion Călinoiu reprezintă și în acest moment, chiar dacă nu mai este președintele Consiliului Județean, reprezintă un nume și în organizația județeană și la nivelul județului Gorj. Da. Este un personaj politic cu influență, este un personaj politic agreat în continuare de foarte mulți oameni din județul Gorj și un om care are rezultate în spate. Ca urmare a activității administrative pe care a derulat-o de-a lungul anilor, are rezultate notabile. E, toate acestea, sigur că îi aduc o greutate, îi dau o greutate. Nu poți să te lepezi de Ion Călinoiu așa numai pentru că nu ți-a făcut nu știu ce hatâr la nu știu ce moment. Nu. E bine să gândim cu capul, nu cu inima, mai ales când vine vorba de astfel de exerciții electorale. Vorbeați despre influența pe care Ion Călinoiu încă o are și așa este, e o influență foarte puternică la nivel, în mediul politic, dar și în administrație. Acest lucru îi face rău sau îi face bine lui Cosmin Popescu? Din punct de vedere politic, influența domnului Călinoiu este justificată 100%, evident, pentru că este numărul 2 în organizația județeană. Este președinte executiv și e clar, e omul care, alături de domnul Cărciumaru, e la butoane, să spunem așa. Da, e și dar iarăși nu vreau să sune în sens peorativ această frază. Iertați-mi repetiția, dar e nevoie să fac acest lucru ca să nu se creadă că sunt ironic sau mai știu eu ce... Care cred că le suflați în ceafă, da. Dar, din punct de vedere administrativ, eu vă spun la modul cel mai sincer, probabil același lucru l-aș fi făcut și eu dacă aș fi fost în postura lui Cosmin Popescu, pentru că experiența administrativă a lui Ion Călinoiu ți este de folos. Sigur, pot apărea conflicte de idei, știu eu, polemici pe diferite proiecte, pe modul de abordare a gestionării județului, dar grosomodo vorbind, experiența pe care o are Ion Călinoiu îți este de folos în actul administrativ și asta nu poți să o negi. Dacă o faci, înseamnă că ești ori rău intenționat, ori 100% nepriceput. Bun, și atunci, cred că din consultările cauză... pe care Cosmin Popescu le are cu Ion Călinoiu pot să aducă un plus actului administrativ. În aceeași măsură îl cunosc destul de bine pe Ion Călinoiu. Nu cred că insistă foarte tare cu decizii care ar fi nepotrivite în administrație. Cel puțin așa cred, din ce-l cunosc eu, sigur. În ultima perioadă n-am mai colaborat, n-am mai vorbit foarte mult pe linia administrativă. Dar eu așa îl știu, din primii 2-3 ani de mandat cel puțin, îl știu exact în aceste linii. Un om care construiește, nu dărâmă, un om care este dispus la eforturi susținute pentru a-și realiza un obiectiv, cred că așa este și acum, mă gândesc. Că nu s-a schimbat foarte mult în ultimele luni. O să revin la Consiliul Județean, dar vreau să vă întreb o a doua poziție la Camera Deputaților. N-aș vrea să dau, n-aș vrea să-i nominalizez pe colegii mei într-o ordine anume. Ar fi Weber, ar fi da, Maioreanu. Foarte potrivit. La un moment dat s-a vehiculat numele domnului Aurel Popescu.
Și domnul Aurel Popescu, dar din câte îl cunosc, și îl cunosc foarte bine pe domnul Aurel Popescu, e cam același aluat cu mine. Nu cred că ar renunța la a înjumătăți echipa, sau mă rog, a porționa echipa, da, care conduce în acest moment primăria municipiului Târgu Jiu, pentru a-și atinge un obiectiv personal. Nici măcar nu știu dacă este un obiectiv personal pentru domnul Aurel Popescu, dar da, poate fi oricând o variantă pentru Camera Deputaților. O variantă bună. O variantă foarte bună. O variantă foarte bună este Mihai Weber în continuare, un om care s-a zbătut. Degeaba îmi spuneți dumneavoastră că nu știu cine a zis că nu e bun. E bun. Mihai Weber, veți avea o grămadă de feedback-uri pozitive dinspre primarii noștri și veți vedea că activitatea pe care a avut-o ca parlamentar este una cât se poate de și laborioasă și cu rezultate pozitive. Sunt mulți, sunt mulți primari care aplaudă varianta Weber în continuare, da, din partea Partidului Social Democrat. Eu v-am spus opoziție a domnului Ciocea, care este o voce. Cred că s-a îndulcit și domnul Ciocea. Cine e știe posibil, ce, recunosc că așa s-a întâmplat în urmă cu aproximativ 3 săptămâni. Da, declarația a venit în urmă. E posibil să fi intervenit și alți factori și domnul Ciocea să se fi răzgândit și să fi revenit la sentimente mai bune față de domnul Weber. Deci, Maioreanu? Sigur că da, Andrei Maioreanu. Un om care de altfel a și declarat că își dorește o poziție eligibilă pe listele pentru Parlament. Este de asemenea o variantă extraordinară. Bun, deja este lista omul, e lungă. Vreți să vă mai dau un nume? Da, mai vreau. Alin Văcaru. Da. Omul care a fost înregimentat politic, a plecat prefect și a exercitat funcția și s-a întors în formațiunea noastră politică. Nu știu, am mai fost sunat de colegi de dumneavoastră astăzi, mi-au mai dat câteva nume, Ion Ișvan, Adi Câmpeanu. Adi Câmpeanu, un primar extraordinar, da. Un primar extraordinar, și tânăr, și performant, un om cu care poți să discuți, un om cu care poți să colaborezi și un om care și-a arătat cu vârf și îndesată plecarea către cetățeni. E extrem de importantă această latură pentru un politician. Da? Lista e lungă. Nicu Ișvan, Ion Ișvan, actualul inspector general al inspectoratului școlar, iarăși mi-a fost nominalizat ca potențial candidat, sau mă rog, un nume aruncat în această bătălie. Deci sunt oameni foarte mulți în Partidul Social Democrat care ar putea oricând să ocupe o astfel de funcție. Asta, evident, și cu girul organizației județene și, bineînțeles, să se dovedească și o anumită atracție din partea, sau o anumită simpatie din partea electoratului. Da. Mihnea Costoiu, bine, vorbim despre Senat de data aceasta. Cel de-al doilea, da, și dacă Maioreanu, nu va fi pe primul. Andrei Maioreanu spunea că ar fi interesat întâi de toate de Senat. Lista de senatori, da. Sunt oameni foarte buni. Nu știu, sper din suflet să nu fi omis pe cineva, să nu supăr. Sigur ați omis pe cineva, dar pentru că sunt atât de mulți membri în PSD, asta fără supărare. Dați-mi dumneavoastră nume și eu vă spun exact. Acum sunt convinsă că din respect pentru colegii dumneavoastră nu veți și zice nu. Și Cosmin Popescu este o variantă bună, mai cu seamă că el... Nu. A fost. El a fost. Da, chiar deputat. Nu sunt... Nu sunt cât se poate de sincer când vorbesc. Nu vreți să scăpați de la Consiliul Județean. Păi nu mai poate garanta nimeni că mai ajung președinte, așa că nu fac iluzii. Nu, îmi văd de treaba mea. Cosmin Popescu a fost deputat în Parlamentul României. Și a fost foarte iubit foarte pe colegiul. Știe foarte bine cu ce se mănâncă această funcție, această postură. A fost un deputat, chiar dacă a făcut parte din alt partid, înțeleg că și ceilalți primari erau foarte încântați de modul în care sunt ajutați de Cosmin Popescu, ceea ce, spun unii, l-a și ajutat acum să acceadă către funcția de președinte al Consiliului Județean Gorj. Bun, în mod evident nu veți face nominalizări precise pe ce poziții îi vedeți, pe ce amintiți mai devreme, din respect pentru ei. Nu faceți asta, nici eu nu insist pentru să-l că nominalizez, e absurd. Deși știu că nu vrea, dar să-l nominalizez și pe prietenul meu Radu Teodorescu, fostul prefect. Da. Care, de asemenea, un tânăr de calitate și care ar putea să facă față unei astfel de funcții, el, din discuțiile pe care le-am avut, nu este interesat de o astfel de competiție. Dar mi-ați cerut să vă dau câteva nume, asta fac și, vă repet, sunt mulți, mulți alții care ar putea oricând să ocupe o poziție eligibilă pe listele de parlamentari. Revenind la Consiliul Județean, domnule Florescu, atmosfera e una bună de lucru. Sigur. În Consiliul Județean s-au schimbat lucrurile de când președinte este Cosmin Popescu sau se merge pe aceeași structură?
Structurile au rămas aceleași deocamdată, se lucrează, din ce am înțeles eu, se lucrează la o evaluare, să spunem, a structurii existente în acest moment și identificarea oportunității, în primul rând, de modificare a organigramei, dar deocamdată lucrurile au rămas așa. Sigur, proiectele care au fost puse în aplicare în fostul mandat își găsesc continuitate și din punct de vedere al finanțării și din punct de vedere al atitudinii conducerii Consiliului Județean față de ele și este firesc să se întâmple lucrul ăsta. Dar, bineînțeles, ne deschidem și spre alte proiecte și sperăm să reușim să accesăm cât mai mulți bani europeni, pe de-o parte, pe de altă parte, ceea ce putem să facem din bugetul propriu și, bineînțeles, să găsim soluțiile cele mai bune, cele mai viabile pentru îmbunătățirea vieții cetățenilor județului Gorj. Din nefericire, în acest moment, mă rog, asta nu o spun neapărat ca vicepreședinte de Consiliul Județean, mai mult ca om politic, pe mine personal mă deranjează faptul că rata absorbției fondurilor europene pe actuala guvernare este, cred că, zero. Da. Din nefericire, România pierde enorm, România pierde colosal, România nu este în situația unui stat dezvoltat care să-și permită luxul de a nu atrage fonduri europene. Cu toate acestea, iată, sunt luni bune de când nici ministrul de resort, nici guvernul incorpore în frunte cu Dacian Cioloș și nu fac nimic pentru atragerea de fonduri europene. România are nevoie de acești bani, România are nevoie de aceste finanțări pe programele operaționale, pe, știu eu, fonduri gestionate de Comisia Europeană. Este ceva strigător la cer să nu poți să beneficiezi de bani europeni în condițiile în care tu ești cotizant. Dar e o discuție care, vă repet, poate fi abordată mai mult politic, însă din nefericire se răsfrânge extrem de serios și acut asupra vieții administrative și asupra gestionării administrației și la nivel de județ și la nivel de localitate în parte. Spuneți-mi că ați adus vorba de modul în care, iată, tehnocrații se pricep să guverneze această țară sau nu se pricep să, nu știu, asta sunt rămâne. Sunt praf, vă spun eu, sunt praf. Și nu o spune Florescu, o spun din discuțiile care am avut și cu alți oameni care sunt implicați în colaborări instituțional, vorbind, evident, cu ministere, cu, știu eu, agenții și așa mai departe. Acești tehnocrați nu fac nimic altceva decât să tragă targa pe uscat până la alegeri, ei nu își asumă nimic, ei nu vor răspunde în fața nimănui, ei nu vor deconta în fața nimănui, ei sunt un guvern pe care eu nu l-am înțeles niciodată, un guvern creat ca să nu mai fie războaie între partide și care au singura menire de a duce țara spre alegerile generale. Eu personal abia aștept să se termine odată cu povestea asta. Cred că e unul din cele mai negre momente pe care le-a traversat România post-decembristă și mă refer strict la această guvernare total atipică, dacă îmi permiteți, vă spun, și împotriva Constituției și împotriva legilor firii și împotriva oricui. O guvernare tehnocrată, un termen pe care nu-l pot să regăsim, niciun fel de compendiu politic democratic, pentru că până la urmă democrația asta înseamnă Parlamentul care are culoare politică, da, acest mozaic politic, generează un guvern cu susținere politică. Că ne ascundem după deget, după tei, încercăm să facem în așa fel încât să nu se mai bată liderii, să nu se mai lovească partidele politice, asta e cu totul altă discuție. Dar iată, s-a dovedit, și este o experiență extrem de neplăcută pentru România, s-a dovedit că un guvern apolitic sau neînregimentat politic nu poate fi niciodată o soluție viabilă pentru România. Bine, cât poate fi el de neregimentat politic. Mulțumesc. Guvernul Cioloș, pentru că... Ați făcut o observație extraordinară, e foarte adevărat. Într-o oarecare măsură, declarativ, nu pe ascuns, cei de la PNL... Corect. Spun că e bine ceea ce se întâmplă și cu toții se așteaptă ca guvernul Cioloș, tehnocrații, să înceapă acum să facă niște lucruri bune, tocmai în ideea de a schimba scorul la legile parlamentare. Și ce se mai așteaptă? Ca unii dintre miniștri, prim-ministru, să dea cu pensula pe ei și să-și ia și culoare politică. Adică e posibil să ne trezim cu Dacian Cioloș liberal, la PNL, cu nu știu ce ministru de la nu știu ce portofoliu de altă culoare și așa mai departe. Dar de regulă se duc spre dreapta, că până la urmă e guvernul lui Iohannis. El l-a vrut, el îl are,
spun. Să se spele cu el pe cap. Tehnocrații, de fapt, și asta ar trebui să însemne, da? Tehnocrații, liberali, de profesie. Tehnocrații ar trebui să fie acei specialiști, da, care se presupune că știu cu ce se mănâncă domeniul de activitate pe care îl păstoresc. Sunt acei oameni care, într-adevăr, vin din sistem, știu absolut fiecare amănunt, fiecare pârghie, fiecare, nu știu, fiecare braț care poate fi pus în mișcare pentru ca mecanismul să funcționeze, ori ei săraci sunt aduși de, nu știu, de pe unde, politică, iau măsuri, da, pompieristice, măsurile care au fost bune le bulversează. Dacă mi-arătați o măsură corectă și coerentă luată de guvernul de tehnocrați, nu vă pot arăta. Eu o mănânc. Și da, nu că m-aș pricepe eu la toate și nu, că le știu pe toate, dar nu, în momentul acesta nu pot să... Corect. Și un neinteresat de politică sau de actul de guvernare. Acum, poate dacă este să le avem aici un om de afaceri, ar zice că au mai deblocat, că au simplificat puțin documentația stufoasă. De două săptămâni vorbesc de debirocratizare. Au mărit salariile bugetarilor. Și așa mai cine? Departe. Păi ei le-au mărit. Mă rog, le-au pus în aplicare. Le-au pus în aplicare. Puteau să nu facă. Deci astea sunt într-adevăr măsurile pe care le iau ca urmare a unui program de guvernare coerent, cu măsuri, da, bine stabilite în timp și de care probabil se bucură ei. Deși lumea nu este proastă. Lumea vede și știe. Pentru că noi am avut grijă atunci când am guvernat să spunem mărim salariul minim pe economie în atâtea tranșe până în 2017. Acum trebuie să recunoașteți faptul că nu constituie neapărat un avantaj faptul că dumneavoastră ați întreprins această decizie, această măsură, da? Și tehnocrații o să culeagă cumva roadele, doar pentru că s-a aplicat în mandatul lor. Până la urmă ne interesează mai puțin. Important este că banii au ajuns la oameni. Sigur, sigur, dar până la urmă sunt și măsuri politice care așteaptă efectul. Numai că vă repet, dar efectul va veni spre alt partid. Acest guvern, ca și oricare alt guvern așa numit tehnocrat, nu va putea niciodată să fie unul performant, pentru, da, că v-am dat câteva elemente. Nu răspunde în fața nimănui. Atâta vreme cât ai susținere politică majoritară în, da, Parlament, e clar, nu răspunzi, faci de capul tău. Nu văd nicio intenție de moțiune de cenzură. Am fluturat noi la un moment dat stegulețul, dar anemici, s-a cam terminat. Anemici. Așa. Nu decontezi în fața, da, nimănui și nu răspunzi în fața nimănui. Da. Astea sunt trei elemente care îți dau posibilitatea să faci ce te taie capul, fără să apelezi la specialiștii adevărați. Dacă vor deconta sau nu va deconta cineva pentru măsurile luate, vom vedea la alegerile parlamentare. Localele n-au fost îmbucurătoare pentru PNL. Până în momentul de față, singurul partid care spune da, Cioloș ar fi bun de prim-ministru politic. Să și-l țină, dar mulțumesc să-l mute mult în alt domnule stat. Florescu. Da. Și eu vă mulțumesc vă mult și sper din ocazie. Suflet să fi lămurit câteva chestiuni care, chiar dacă n-au sunat foarte dulce, din perspectiva mea sunt reale și cât se poate de potrivit să le punem pe tapet. Sunt convinsă. Și în fața celor care ne privesc. Că cei cărora le-ați transmis mesajele au priceput ce ați vrut să spuneți. Mulțumesc, da, vă mai aștept și cu altă ocazie. Vă mulțumesc și eu, cu mare drag. Vă mulțumesc și noastră, doamnelor și domnilor. Ne revedem mâine. Toate cele bune!